Peste 1200 de tineri absolvenți, tineri cu dizabilități ori cu risc de marginalizare socială, au participat astăzi la Bursa Locurilor de Muncă dedicată lor. Evenimentul a fost organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, care a reușit să reunească zeci de angajatori ce au avut o ofertă variată de locuri de muncă pentru cei interesați. Ne dorim un eveniment relaxat, lumea să vină, să se uite la standuri, să stea de vorbă cu angajatorii. Ca noutate, în acest an, avem alături de noi pe reprezentanții de la Antidrog, reprezentanții de la Trafic de Persoane, împreună cu colegii mei și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar, în sala mică se susțin sesiuni de comunicări în ceea ce privește meseriile căutate, în ceea ce privește consumul de droguri și toate aspectele acestea. Ca noutate astăzi vedeți un planor, pentru că reprezentanții aerodromului Șăulești ni s-au alăturat la acest eveniment. Meseria de planorist și pilot, mai departe, este o meserie care are și a dat aerodromul Șăulești piloți în armata română și trebuie să fie promovați, iar reprezentanții pompierilor, armatei, jandarmilor sunt aici să-și prezinte oferta de locuri de muncă. Cam fiecare an am răspuns cu mult entuziasm la solicitarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. De această dată ne aflăm împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a le prezenta tinerilor interesați oferta educațională a Ministerului Afacerilor Interne. Un an de zile este mai mult decât suficient pentru o pregătire intensă, pentru a fi la Academia de Poliție. Și pregătirea intensă reprezintă, cel puțin pentru mine, a reprezentat dar la familie și pregătire sportivă acolo. Fiecare zi de două ori pe zi. Am văzut că ești interesată de o carieră în poliție. De ce? Păi, îmi place foarte mult uniforma și sunt o persoană destul de ordonată, așa că și poliția mi se pare ordonată, că așa ar trebui să fie. Și, nu știu, mă atrage, pur și simplu. Nu pot să zic că am un motiv anume, dar mă atrage. Dacă vrei la medicină militară, poți. Ce vârstă ai spus aici? 17 ani, clasa? 11. Acum e momentul. Din anul ăsta nu putem, din clasa 12-a, din ianuarie ne putem auzi și atunci stabilim exact regulile, la ce dai examen, unde vrei, la București, la Târgu Mureș. Da. Doctoriță în... Doctoriță militară este cel mai bine. Ce ofertă de locuri de muncă aveți astăzi pentru hunedorenii care au venit? Bună ziua, Alin Bohulță este numele meu. Oferta pe care noi o prezentăm astăzi este vorba despre cum să facă oamenii banii online. Ideea este foarte simplă. Oamenii, în cazul în care nu au foarte multă experiență, cu ajutorul acestei agenții, poate să învețe să facă bănuți de acasă. Automat, ei reducând foarte mult costurile, ca și timp, ca și bani, ca și efort. Căutăm specialiști în domeniu, mai ales designer, pentru a ne îmbunătăți casele, pentru a ne face mediul mai frumos și mai pe gustul fiecărei persoane. Pentru asta căutăm designer și tâmplar, pentru că noi executăm tot ceea ce propunem. Și au venit oameni, sunt interesați pentru aceste posturi? Din păcate, pe munca calificată, pe designer, nu. Mergem și noi pe principiu că un om informat este un om câștigat. Atunci, împreună cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am încheiat un parteneriat prin care invităm și elevii la aceste evenimente, tocmai pentru a le oferi informații. Mai cau, nu am găsit exact ceea ce îmi place. Dar ce te-ar interesa, ce ți-ar plăcea să faci? Eu aș dori, după ce termin liceu, să merg la Academie de Pompieri. Când te-am văzut pe aici, sunt foarte multe domenii pe care poți să te axezi. Niște lucruri pe care nu le-am mai văzut până acum. Dar mi-ar plăcea foarte mult să fiu un manager. Un manager, ar fi foarte frumos, este o calitate de-a mea. La ce carieră te-ai gândit? Ai găsit ceva aici să fie așa pe sufletul tău? În muzică sau pilot de avion, am văzut aici, în spatele meu, foarte frumos.